Nărțile Nordului. Vă invităm să urmăriți programele noastre. Vizionare plăcută! Sunt interesați de ceea ce, iată, ei, prin darul lui Dumnezeu, pot să transmită mai departe generațiilor ce vor urma. Pot să lase, iată, o amprentă, iată, din darul, din talentul lor, pentru noi cei de astăzi și pentru cei care vor veni după noi. În versuri sau în orice fel, scrisă pe o hârtie care poate fi pentru el ca o spovedanie, ca o mărturisire, iar pentru noi ca un fenomen al vieții, din care să ne împărtășim sau din care să învățăm sau nu ceva.
De această dată însă eu am citit. Am răsfăit cartea și m-am bucurat de faptul că eu așa am considerat că și cartea pentru Florin este ca o spovadă. În care și-a spus oful, în care și-a spus trăirile și în care și-a spus poate ceea ce el n-a putut să spună în fața lumii. Și a făcut un scris pentru că așa este poate mai ușor și între ghilimele spunând poate mai sănătos pentru el. Vă mulțumim, îl felicit și mulțumesc la Florin că și-a plecat, iată, s-a plecat în primul rând spre a scrie